Iovana Iorgovan, de la Liceul Sârbesc Dositeu Obradoviș din Timișoara și Nicolas Daniel Bărbosu, elev la Liceul Teoretic Iulia Hașdeu din Lugoș. Au fost invitați de către președintele Consiliului Județean Timiș, domnul Alin Nica, care le-a înmânat diplome de merit pentru câștigarea titlului de campion național la campionatul de dans sportiv, care în acest an s-a ținut la Târgu Mureș. Pentru noi este o onoare, fiind din zona noastră, din Timișoara, și sper ca la mondiale, la europenele care vin, să ne găsească prin acest cuplu fabulos, iarăși pe primele trepte ale podiumului. O să ceană su, ca o să vă încajem vârgă repe, emoție, usperi smunește și raduiesemo vârgă pună za ovu čast koju smo imali danas. Perechea antrenată de Horia Preda, Alex Miculescu și Andra Păcurar a câștigat 2 ani la rând în 2022 și 2023 locul întâi la campionatul Open al Federației Mondiale de Dans Sportiv secțiunea Latino Dance, susținut la Belgrad în Serbia, a mai obținut în 2023 și titlul de vicecampion național la categoria de tineret secțiunea Dans Latino, iar în vara anului trecut a reprezentat România la campionatele europene de dans sportiv, susținute la Chișinău și, respectiv, în toamnă, la campionatele mondiale în Armenia.